dacă îți prelungești contractul? Răspund acum direct? Da, în principiu da, am ajuns la un comun acord, urmând ca mâine să încheiem ce e de făcut. Cum ți se pare că s-au prezentat băieții după cele 3 luni de pauză? A fost extrem de dificil, lipsă de ritm. Cred că va fi nevoie de cel puțin 2-3 meciuri în plus ca să ajungem puțin la ritmul de joc necesar. Este o situație apăsătoare faptul că clubul nu a luat licența de Cupa UEFA pentru tine? Ok, cu toții ne-am sau ne dorim să jucăm în Europa sau să avem un obiectiv, faptul de a juca în Europa, dar nu are nicio legătură cu meciul sau cu rezultatul în această seară. Faptul că Astra a avut un om în plus mai bine de o repriză și nu a profitat de asta, nu a profitat de un plus? Da, tocmai ritmul lent, le-am cerut jucătorilor să jucăm mai repede repriza a doua, să încercăm să jucăm din 2-3 atingeri dacă se poate, să gândim mai repede, să jucăm mai repede, dar tocmai faptul că am venit după o pauză atât de lungă, lipsa ritmului de joc, poate puțină lipsă de prospețime, ne-a împiedicat să avem o cursivitate mai bună, să ne creăm situații mai mari de a marca. Ți se pare ceva ciudat sau dubios în faptul că antrenorul pe oaspete a făcut testele de la casă și a venit direct de pe avion pe banca tehnică, a ajuns la meci direct din aeroport? Cred că nu e o situație normală, dar multe lucruri care se întâmplă care nu sunt normale sau nu cred că era normal ca antrenorul să vină direct din aeroport, direct în avion, să stea când noi am stat carantinați și cantonamente și am făcut nu știu câte teste. Mulțumesc! Așteaptă că ți-l aduc și pe... Da. Ok. How was sensation to come direct from the airport to the game? For me it was very difficult because I waited at the airport in Praga 2.5 hours and after fly I must wait at the airport in Bucharest, some processes there, a lot of, and I was a little tired to start, but I gave promise to be on the bench, yes, and I wanted to like control a little bit game. What do you think about this point? It's I'm not satisfied with one point because we could score 3 goals. We had clear chances, but after this red cards, I'm satisfied with this point. What is your opinion about your team? And in this time when you are in Czechia and the team is here, what you make for training the team? You speak with your assistant coach? Last week I spoke with my with assistant coach and I prepare this week trainings to prepare this game. That's all, but I didn't see players how they train. I saw game against Čeferin, this friendly game, and after I decide how was lineup, first 11, and change players fluently because we start to be tight a little bit. How many tests from coronavirus you make, and you make this test in Czechia or in Romania? I make this test in Czechia, as I have two last 14 days. Okay, what is your target from Mediaș, because the team don't have permission to go to the UEFA Cup, to the European Cup? And what can be the target of the team? For me, target now is to prepare team for next season. Last question, after Dinamo, you come to the other team with some problem. Why you choose to come back in Romania, and why you choose Mediaș? I don't think we have some problem in Mediaș. Yes, I don't know what means problems. Because the club is in Yeah, they are insolvent. They cannot play Europa League, but they pay everything. Yes. Okay, thank you. It's quick.